Bine ați revenit pe canalul nostru. Astăzi vom vorbi despre un kit de ambreiaj complet de la Look, cu volantă cu masă dublă, disc, placă și rulment de presiune hidraulic pentru Volkswagen Bora și Volkswagen Golf cu motoarele de 1.9 diesel de 115 cai. Mare atenție că acest ambreiaj nu se potrivește pe motoarele de 115 cai de la Volkswagen Audi, altele decât Bora și Golf 4, nici pe cele de 130 de cai, fiind diferite ambreiajele. În pachet, după cum bine ați văzut deja, avem volanta cu masă dublă, discul, placa și rulment. Aici este o înștiințare legată de volantă, ne vom uita la ea un pic mai încolo, cele 6 șuruburi de prindere. Începem cu rulmentul de presiune. Este un rulment de presiune hidraulic, l-ați mai văzut. Majoritatea modelelor 2000 diesel de pe Volkswagen Audi au acest model de rulment de presiune, fabricație până în 2012, după care s-a schimbat. Vedem ștanța Look Germany, codul 510-0177-10. Pe rulment, așa cum întâlnim de obicei, INA cu codul de SNR. Observăm că e fabricat în august 2019. Un rulment de presiune hidraulic. 3 găuri de fixare, de prindere în cutie. Partea aceasta vine prinsă în cutie. Brațul, cu siguranță, aici se alimentează la conducta de lichid de frână. Să trecem mai departe. Placa de presiune, o placă de presiune fixă de data aceasta. Codul 1240321-10. O placă de presiune de 240 de mm dimensiune, gravura, ștanța codului, tipul plăcii I80D6, este un tip de placă de presiune fixă. Soarele pe partea de interior, gravura Look. Observăm că placa de presiune nu este montată, nici la șuruburile de prindere nu se observă nicio urmă de montaj. Continuăm cu discul de ambreiaj. Pe partea de ferodo avem ștanța Look. Butucul ce intră pe axul cutiei. Avem numerotarea ghetribe spre cutia de viteză, de data aceasta pe disc vine în limba germană. Ștanță, cod 324, 24 vine de la 240 de mm. Gravura Look. Are un mecanism discul de ambreiaj înăuntru de mici arculețe pentru preluarea șocurilor din transmisie. Vedem doar o parte din acest ansamblu. Și acum să trecem la piesa de rezistență, volanta cu masă dublă. Volanta cu masă dublă, gravura Look. Observăm că este o volantă cu masă dublă cu rulment pe interior, dar este un rulment care vine atașat în volantă, nu vine lângă volantă.
6 găuri de fixare cu cele 6 șuruburi care le-am văzut mai devreme. Codul volantei. Este o volantă puțin deosebită. Având aceste găuri, lipsă din ea muchii. Nu este foarte îngropată, suprafața fiind foarte mică până unde vine în contact cu discul de ambreiaj. Pe partea din spate observăm cele două echilibrări de fabrică. Partea ce intră pe arborele cotit, butucul. Față de alte volante vine cu o tăbliță antirezonanță. Majoritatea modelelor mai vechi, precum Golf 4, Bora, vin cu această tăbliță pe volantă sau dacă nu se regăsește pe mașină. Ghidajul pe arbore. Și să încercăm ca de obicei să o asamblăm. Dar înainte de asta, să vedem și jocul ei. Observăm că volanta nu are un joc foarte mare, nici nu este destinată unei mașini foarte puternice. 115 cai sunt destul de puțin cai. Acesta este un joc normal, radial, al volantei și, după cum bine vedem și în poză, ar trebui să aibă și un joc pe planeitate, adică axial. Discul de ambreiaj, să-l punem pe partea corectă, chetribe, spre cutie, mereu trebuie să vedem când se pune discul pe volantă, că vine pe această parte. Placa de presiune, bolțurile de fixare ale volantei și al treilea. Căutăm ghidajele, aici a intrat și aici și în al treilea. Arată un pic a extraterestru. Coroana dințată este destul de îngustă față de alte volante. Modelele mai vechi au o volantă cu dantura mai micuță și în general Look față de Zax are o dantură mai deosebită. Codul kitului complet este un Look Repset 60.019.00. Codul QR. Aici observăm un cod unic pe care dacă îl căutăm pe site-ul Schaeffler
vom vedea că este plecată dintr-o fabrică originală Schaeffler. Nu este un produs contrafăcut. Rulmentul, șuruburile și cred că e suficient. Să nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Revenim curând cu un alt nou video. Dacă aveți alte idei sau vreo marcă anume, vreun model anume de ambreiaj pe care ați dori să-l vedeți, nu ezitați să ne scrieți în comentarii. Ne revedem marțea viitoare.